Salut, eu sunt Ciprian, tu te uiți la Vista, iar astăzi vei afla topul celor mai bune seriale ale ultimului deceniu. Locul 10. Hannibal. Chiar dacă are numai 3 sezoane, Hannibal este o poveste unitară care te ține în suspans de la început până la sfârșit. Un thriller plin de răsturnări de situație neașteptate, serialul spune povestea ușor romanțată a unui psihiatru celebru, Hannibal, și a relației acestuia cu detectivul Will Graham. Locul 9. Urzeala tronurilor. How did that come to pass? Killed the right people, I suppose. După modelul HBO, toate companiile mari de producție au început să investească bani grei în seriale, iar genul fantasy a devenit noul trend pe TV și este deja o normalitate în cinema. Probabil cel mai urmărit și mai scump serial din istorie, Urzeala Tronurilor ocupă doar locul 9 în topul nostru. O poveste medievală, banală la prima vedere, care a cucerit spectatorii prin violență, scene erotice și umor. Datorită intervențiilor creatorilor serialului, a fost dezvoltat universul lui George R.R. Martin, care nu părea că se grăbea să termine volumele finale ale poveștii. Poate de aici și inconsecvențele din ultimele sezoane. Locul 8. Tânărul papă. Get yourself some shoes because the air in here is unbreathable. Dacă înainte să faci un serial de televiziune pentru un regizor celebru era ceva de neimaginat, acum lucrurile stau altfel. Paolo Sorrentino a decis să regizeze acest serial care satirizează religia și criza bisericii catolice. Autorul, într-un mod deja cunoscut, ridiculizează puterea Vaticanului, construind o poveste absurdă, în care este posibilă urcarea pe scaunul papal a unui papă tânăr, care încă nu și-a demonstrat credința pentru Dumnezeu. Locul 7. Detectivii din California. Succesul serialului Detectivii din California se datorează formatului. Fiecare sezon prezintă o poveste separată cu un sfârșit clar. Comune pentru toate sezoanele sunt atmosfera misterioasă și investigațiile complexe. Primul sezon, inspirat de religiile antice și cu o puternică amprentă filozofică, a devenit instant un clasic al televiziunii. Locul 6. Oglinda neagră. Are you going to stop screaming? No? Okay. I'm sorry, I had to mute you. Toate subiectele abordate de Charlie Brooker, scenaristul serialului, sunt realizate într-o cheie negativă, accentuând incertitudinea progresului tehnologic. Avantajele acestei miniserii se ascund în formatul său. Fiecare episod abordează o singură tematică și în acest mod mesajul nu se pierde pe parcursul întregului sezon. Autorii ne invită să privim din diferite perspective rețelele sociale, realitatea virtuală sau dependența de telefoane mobile și jocuri pe calculator. În fiecare episod ne este prezentat o oglindă ce reflectă păcatele omenești. Locul 5. Culisele puterii. President of the United States. The office of Yes, here we go again. Kevin Spacey împreună cu David Fincher au creat celebrul personaj Frank Underwood. Serialul a prezentat toate luptele din spatele cortinei politice. Acțiunea serialului are loc într-o lume paralelă, însă prin prisma acestei ficțiuni, autorii ne fac o analiză a unor evenimente pe care le cunoșteam. Aluzia că unele personaje ar fi adevărate, de la congresmeni americani până la Vladimir Putin, ne face și mai mult să percepem toate cele întâmplate ca fiind ceva plauzibil. Culisele puterii a fost un proiect pe val până în momentul în care Kevin Spacey a devenit implicat într-un scandal sexual și acesta a fost exclus din distribuție. Locul 4. Narcos. Alături de clanul Soprano și Breaking Bad, Narcos intră în cursa pentru cel mai bun serial despre criminali. Autorii nu s-au pornit să inventeze povești noi complexe, ci au mers pe o cale simplă. Au decis să ecranizeze viața unuia dintre cei mai cunoscuți traficanți de droguri, Pablo Escobar. Locul 3. Rick și Morty. Shit on the floor. Time to get swifty in here. Este imposibil să negăm că acest proiect se deosebește radical de tot ce a fost până la apariția sa. Această operă de artă, cu un subiect haotic și un ansamblu de elemente care deseori este incompatibil, a avut o uriașă priză la public. Rick și Morty distrug al patrulea perete, glumesc pervers și întorc pe toate părțile știința și posibilitățile infinite ale sale. Rick și Morty, care seamănă cu personajele din Înapoi în viitor, sunt cu siguranță unele dintre cele mai importante moșteniri ale ultimului deceniu. Locul 2. Chernobyl. Comrade General Secretary, I'm pleased to report that the situation in Chernobyl
O analiză profundă a sufletului și a modului de viață a omului sovietic. Serialul ne surprinde nu doar prin veridicitatea prin care au fost reproduse evenimentele exploziei atomocentralei de la Cernobâl, dar și prin minciuna totală care distruge tot ce apare în cale. Autorii au identificat exact cauzele principale care au dus la colapsul întregului lagăr comunist și, încă o dată, ne-au amintit că aceste consecințe ale minciunilor și corupției la nivel înalt sunt foarte periculoase. Locul 1. Westworld. You've been a flower growing in the darkness. Perhaps the least I can do is offer some light. Încă o producție marca HBO care nu poate fi comparată cu nimic altceva. Westworld își desfășoară acțiunea într-un fel de Jurassic Park cu roboți. Este vorba despre un loc ce recrează vestul sălbatic, cu ajutorul androizilor ce țin locul animalelor și locuitorilor, și în care vizitatorii își pot îndeplini orice dorință de aventură. Un serial inovator care, pe lângă roboți, sex, crime și Anthony Hopkins în rol de Dumnezeu absolut, are și o puternică încărcătură filozofică. Acesta a fost topul nostru. Tu ce ai recomandat prietenilor din lista noastră? Lasă-ne în comentarii răspunsul tău și nu uita, share masiv!